Sindicatele din educație se vor întâlni astăzi de la ora 14 cu premierul Marcel Ciolacu, dar și cu ministrul educației Ligia Deca. Totodată, astăzi este ultima zi de școală pentru elevi, astfel că recuperarea orelor pierdute în cele 3 săptămâni de grevă se va face în funcție de decizia fiecarei școli. În Parlament, la discursul susținut cu ocazia cererii votului de încredere, premierul Marcel Ciolacu a vorbit despre promisiunile făcute profesorilor și angajaților din învățământ. Ca prim-ministru, voi livra la milimetru ce am promis, sunt pregătit să discut oriunde și oricât cu profesorii pentru a găsi împreună soluțiile corecte la această problemă. Acest guvern este pregătit să facă dreptate dascălilor, să găsească un sistem prin care salariile să reflecte în mod corect respectul cuvenit meseriei, dar și performanța. Pentru că eu cred că orice viziune pentru națiune se construiește doar punând educația pe primul loc. Conform ordonanței de urgență numărul 57 din 2023, guvernul trebuie să crească salariile de bază din învățământ cu 1300 de lei brut din luna iunie pentru profesori și cadrele didactice auxiliare și cu 400 de lei brut pentru personalul nedidactic. În plus, de la 1 ianuarie, noile grile salariale ar trebui aplicate, lucru care ar însemna o creștere cu 65% față de nivelul de luna trecută. Mai arată sindicatele într-o serie de explicații despre suspendarea grevei până în septembrie, când ar trebui să fie deja cunoscute grilele din noua lege a salarizării. Măsurile au fost luate în ultimele ore ale guvernului Ciucă, după cel mai amplu conflict de muncă din educație din ultimii 18 ani. De cealaltă parte, astăzi este ultima zi pentru majoritatea elevilor, iar recuperarea orelor pierdute în timpul grevei se va face în funcție de deciziile directorilor de școli. Pentru unele școli, ultima zi de școală este 16 iunie, pentru alte școli, de exemplu, toate liceele tehnologice, vorbim despre 23 iunie. În acest interval, unitățile de învățământ organizează un program de recuperare cu aprobarea Consiliului de Administrație. Am mare încredere că vom vedea responsabilitate din partea conducerii școlilor în așa fel încât, pe de-o parte, să se poată recupera, pe de altă parte, să păstrăm un nivel decent al procesului, al duratei procesului.